Bună seara, vă spun din nou la emisiunea Teologia în Actualitate și de ce nu încă Hristos a înviat. Suntem după sărbătoarea Învierii Domnului Iisus Hristos și în România, până la înălțare, încă mai rostim cuvintele acestea atât de frumoase, dar adevărul rămâne pentru totdeauna, Hristos este viu, este viu în vecii vecilor. De aceea, în seara aceasta vă propun să continuăm să explorăm împreună istoria învierii Domnului Iisus Hristos, uitându-ne nu la cel înviat, ci la ucenicii Domnului Iisus Hristos. La cei care, spre marea noastră surprindere, atunci când au trecut prin necazurile aduse de moartea și de învierea Domnului Iisus Hristos, au acționat într-un fel în care noi am fi tentat să-i judecăm, dar cu toate acestea ucenicii au fost niște oameni reali care s-au confruntat cu slăbiciuni ca și noi. De aceea, dați-mi voie în seara aceasta să vorbim despre învierea lui Hristos și reabilitarea ucenicilor, pentru că într-un fel sau altul ucenicii au greșit față de Iisus Hristos prin atitudinea lor. În seara aceasta, împreună cu mine în studio, este pastorul Florin Stoica. Bine ați venit! Domnul să vă binecuvinteze! Bine v-am găsit! Mulțumesc de invitație! Suntem împreună ca să discutăm despre cei care l-au urmat pe Domnul Iisus Hristos și atunci când îl urmezi pe Domnul Iisus Hristos, ajungi și prin momente dificile. Dar înainte de a intra în subiect, aș vrea să vă rog să ne spuneți câteva lucruri despre dumneavoastră, despre slujirea pe care o faceți și după aceea vom intra și în subiectul pe care l-am propus pentru seara aceasta. Da, sunt Florin Stoica și sunt pastor în Biserica Iisus Mântuitorul. Biserica Baptistă, sunt păstor de 17 ani, slujesc, am 3 copii și mulțumesc lui Dumnezeu pentru lucrare, pentru chemare și îmi pare bine să fiu cu dumneavoastră la emisiune. Aș vrea să vă întreb, în ce a constat, de fapt, eșecul acesta al ucenicilor în relația lor cu Domnul Iisus Hristos, atunci când Domnul Iisus Hristos a fost arestat, condamnat la moarte? Unii ar spune poate că suntem puțin exagerați când spunem eșec, greșeală. Erau omenește, erau lucrurile cum au fost și circumstanțele i-ar fi obligat pe ei să acționeze așa. În ce constă de fapt aceste greșeli ale ucenicilor făcute față de Mântuitorul în acest traseu pe care el l-a parcurs până la înviere? Da, a zis foarte bine în partea de introducere că al urma pe Domnul Iisus implică și greutăți, probleme. Și eu aș spune că a zis eșec, poate mult, greșeli. Cea mai mare problemă la ucenici a fost, cred că, teama. De aici au revenit toate celelalte. Teama de consecințe. Atunci când Domnul Iisus a fost condamnat, atunci când a fost prins, atunci când i s-a hotărât verdictul, cred că lucrul acesta a inspirat teamă în ucenici. A fost ceva abrupt pentru ei și s-au speriat de consecințe. Toți au fugit în seara în care a fost prins. Dar de aici, din teama aceasta, au decurs mai multe. Vedem pe Apostolul Petru că a negat pe Domnul Iisus. Negarea, nu-L cunosc. Dar e tot din teamă revenit pentru că să nu fie arestat și el. Cine știe ce se poate întâmpla. De asemenea, vedem la Toma, de exemplu, îndoială. Ucenicii aveau obiceiul să se gândească la lucrurile puternice despre Domnul Iisus. El este Mesia, El va domni, El ne va izbăvi de Israel. Vedem cum ucenicii vorbeau de întâietate, cine să fie mai mare, ce se va întâmpla cu ei pentru că l-au urmat. Și când s-a întâmplat să fie condamnat, răstignit și omorât, vă dați seama, ucenicii au început să se gândească ce s-a întâmplat. Unde este puterea? Unde este mărăția? Ei nu puteau probabil să vadă așa de departe planul lui Dumnezeu, că mai întâi trebuia să fie răstignit, apoi era biserica răscumpărată și în final va veni domnia Domnului Iisus. Și de aici a venit și îndoiala. Și de asemenea, descurajarea. Vedem ucenicii care mergeau pe drumul către Emaus, erau descurajați pentru că toți oamenii cumva așteptau, erau cu ochii îndreptați spre el. Nu știau ce va urma și cum se vor derula lucrurile și erau descurajați. Și am mai putea spune că a fost la Petru un gest de pripă, mică violență, știți, când el s-a repezit și-a tăiat urechea robului marelui preot. Asta iarăși a fost o reacție așa imediată, așa spune, pripită. Domnul imediat l-a
liniștit și de asemenea și remediat ceea ce a făcut el. Sunt greșeli care s-au întâmplat datorită evenimentelor care s-au succedat și care au fost destul de abrupte. Condamnarea Domnului Iisus, biciuirea, răstignirea și apoi moartea Domnului Iisus. Lucrurile acestea i-a bulversat cumva pe ucenici în momentul acela. Și mai avem și pe Petru, care într-un fel s-a lepădat de Domnul Iisus Hristos și el într-un fel este luat ca un fel de reper al eșecului, să zic așa. Cel mai mare dintre ucenici, care a eșuat cel mai mult, am putea să spunem. Și frumos ați amintit că sunt diferite aspecte ale eșecului. Eșecul se naște întâi de toate în inima noastră, prin frică, descurajare și după aceea se manifestă și în relațiile cu ceilalți. Și vedem pe Petru care s-a lepădat de Domnul Iisus Hristos și noi ca și oameni care trăim astăzi și ne uităm dinspre astăzi, spre ieri, și n-am fost în mijlocul evenimentului, ne gândim cum a fost posibil ca ucenicii aceștia care au fost atâția ani, o perioadă foarte lungă, dar intensă cu Domnul Iisus Hristos, cu cel mai mare învățător, totuși să ajungă în situația aceasta. Și aș vrea puțin să discutăm aici despre care au fost cauzele, până la urmă, ce i-a făcut pe ucenici, cumva, să ajungă în aceste situații despre care ați amintit mai devreme. Da, da. Mi se pare foarte importantă întrebarea asta, pentru că cauzele sunt foarte importante, ele străbat până astăzi, aceste cauze pot fi și la noi și se pot aplica și în zilele noastre. Și eu aș puncta prima cauză, ceea ce s-a întâmplat în contextul acela, a fost neatenția cu privire la Scripturi în ceea ce privește Domnul Iisus. Pentru că Domnul Iisus le spunea adesea, Hristosul trebuie să sufere, trebuie să pătimească. Dar, de asemenea, erau profeții de putere despre Domnul Iisus, că El va domni, că El, domnia Lui nu va avea sfârșit. Și ei se uitau îndeoseb la profețiile care vorbeau de izbăvirea pe care Mesia o va aduce. Și erau încântați de aceste profeții și se simțeau foarte bine cu lucrul acesta. Odată era o discuție între ei cine să fie cel mai mare. Vedem că ei erau preocupați de subiectul ăsta. Dar nu erau așa atenți la textele care vorbeau despre faptul că Hristosul trebuia să sufere. Și lucrul acesta i-a dus într-un impas când s-a întâmplat suferința. Dacă te uiți la profețiile care vorbesc de izbăvirea Domnului Iisus și nu le ai în vedere și pe cele de suferință, s-ar putea să fii intrigat când tu aștepți ca lucrurile să meargă în bine și de fapt să întâmple ceva rău. Asta ar fi o cauză. Apoi o altă cauză ar fi așteptări neîmplinite, decurg din această, din prima cauză. Pentru că ei așteptau cumva ca Domnul Iisus să se ridice. Vedem când Domnul Iisus a intrat în Ierusalim, toți oamenii strigau Osana, fiul lui David și parcă vreau să-l facă împărat. Dar vedem că Domnul Iisus nu s-a îndreptat spre vreun tron, ci El s-a îndreptat spre templu și El a punctat sfințenia, vrednicia, dacă poporul este gata. Și în timp ce oamenii se bucurau și lăudau pe Domnul Iisus, Domnul Iisus plângea și spunea, o, dacă ai fi cunoscut și tu ceasul cercetării. Și așteptări neîmplinite, ucenicii cumva au fost dezamăgiți de ceea ce s-a întâmplat într-un mod brusc. Vedem un context. Mama fiilor lui Zebedei vreau să-și fiul meu, un fiu să stea la dreapta, unul la stânga. Din nou, așteptări pe care ei le aveau și care nu s-au împlinit. Dar mai sunt și alte lucruri care le putem vedea dacă ne uităm cu atenție, și anume lipsa părtășii frățești. De exemplu, în cazul lui Toma vedem lucrul acesta. Atunci când Toma a avut îndoiala lui, observăm la el lipsa din întâlnirea cu ceilalți ucenici. Și părtășia aceasta, legătura cu ceilalți sfinți, întărește credința. Dacă nu mai ești, atunci rămâi în gândurile tale, în concluziile pe care le ai. Și tot așa se vede și la cei doi ucenici care mergeau spre Emaus. Și ei erau în drum spre Emaus și Domnul Iisus, acolo, pe drum, i-a întâlnit, le-a vorbit și abia după ce i s-a convins că Iisus este Hristosul, spune că au alergat în Ierusalim ca să spună ucenicilor 12, da, celor care erau ucenici și ceilalți care mai erau cu apostolii, și vedem că și erau aparte, separați de ceilalți ucenici. Și asta este, am putea spune, o cauză care te face să te îndoiești, te face să fii descurajat.
și nu în cele din urmă necredința. Deși este interesant de observat că pentru Toma au fost ucenicii care au spus, a înviat Domnul, l-am văzut pe Domnul și el nu credea. Iar cei doi ucenici către Emaus spune că și ei, femeile noastre, ne-au spus că l-au văzut pe Domnul Iisus înviat. Și tot nu credeau. Și spune că unii dintre ai noștri s-au dus să verifice și au găsit în tocmai. Și totuși au rămas în necredința lor și erau nedumeriți. Aceasta ar fi câteva cauze, dar situația e foarte complexă acolo. Da, deci putem spune că, pe de parte, și îmi place cum ați început, faptul că ceea ce ne apropie sau ne îndepărtează de Dumnezeu este modul în care noi înțelegem Scripturile și că pleacă de la acest element fundamental, înțelegerea Scripturilor. Și dacă avem o înțelegere limitată și o interpretare parțială, așa cum au avut ucenicii, ei au văzut doar anumite părți din Scriptură. Mm-hmm. Și cred că și astăzi este un pericol că atunci când citim Biblia, noi să ne uităm doar la anumite pasaje. Mm-hmm. Să nu vedem toate pasajele din Scriptură și să luăm lucrurile doar acele care ne convin cumva și care servesc situației noastre. Și vedem că ucenicii vedeau în el un Mesia care este, va domni și nu un Mesia care va suferi, robul lui Dumnezeu care va suferi. Și e extraordinar să aducem aminte tuturor că interpretarea, apropierea de Scripturi ne ține și aproape de Dumnezeu. Da. Vrei să fii aproape de Dumnezeu, vrei să eviți anumite greșeli care vin din natura noastră păcătoasă, lasă-L pe Dumnezeu să te sfințească prin cuvântul lui Dumnezeu, care ne schimbă. Și frumos, și legat de așteptări, faptul că așteptările acestea, până la urmă, dacă nu le rădăcinăm în cuvântul Scripturilor, sunt așteptări care creează frustrare, dezamăgire. Și cam acestea au fost lucrurile, după aceea și relațiile cu ceilalți esențiale. Și ați mai spus și aspectul de necredință, adică întărirea credinței noastre, care este un lucru extrem, extrem de important. Am remarcat în toată această istorie a învierii Domnului Iisus Hristos pe ucenici care au avut în felul lor fiecare anumite abordări greșite, dar unul dintre ei care stă în capul listei, așa cum spuneam, este Petru. Petru este ucenicul care se remarcă prin eșec. Cum arată acest eșec al lui Petru până la urma urmei? Ce a făcut Petru atât de grav? Da, da. E bine cum ați subliniat că Petru se remarcă și prin lucruri pozitive, dar și prin lucruri mai puțin pozitive. Și alături de celelalte cauze, la Petru aș mai adăuga una. Petru, am putea spune că el a avut și un alt lucru deosebit de celălalt, o încredere în sine. El a zis, Doamne, și la moarte sunt gata să merg cu Tine. Și încrederea asta în sine se pare că i-a cauzat alunecarea și Dumnezeu nouă ne spune să fim plini de încredere, dar nu în noi, ci în El, în Domnul. Și în Ieremia 17 spune lucrul acesta. Iar la Petru putem adăuga și aceasta. El era un om încrezător și era gata să meargă și la moarte cu Domnul. El a făcut asta în cele din urmă, dar atunci când s-a încrezut în Domnul pentru lucrul acesta. Când Petru a păcătuit, a căzut, Warren Wiersbe spune așa, el nu și-a pierdut calitatea de fiu, pentru că vedem pe Domnul Iisus când îi se arată, îl invite la masă, Domnul Iisus îl invite la masă înainte să abordeze problema păcatului. Foarte interesant comentariul fratelui Wiersbe. El nu și-a pierdut calitatea de fiu, dar și-a pierdut calitatea uceniciei. De aceea, Petru a trebuit să îi se reafirme chemarea. Și Domnul Iisus l-a întrebat, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Și Petru a zis, da, Doamne, știi că te iubesc. Aceasta e condiția slujirii. Cumva Domnul Iisus aici arată cum ar trebui să fie lucrarea noastră, slujirea noastră. Și în primul rând, motivația trebuie să fie dragostea. Apoi, mai face Domnul Iisus câteva lucruri cu Petru, și anume, îl înștiințează de cruce.
Spune Petre, când erai tânăr, singur te încingeai și te duceai unde doreai, dar când vei îmbătrâni, alții te vor lega și te vor duce unde nu vei vrea. Și un lucru foarte interesant, ce a încercat el să oprească la Domnul Iisus crucea, acum vine și la el. Știți, când Domnul Iisus a întrebat cine zic oamenii că sunt eu, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, Domnul Iisus a remarcat și a zis, nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, Tatăl meu care este în ceruri, dar imediat la puțin timp, Petru i-a zis, Doamne, te ferească Dumnezeu să mergi la cruce, deci era vorba de asta. Acum Domnul Iisus îl avertizează că și la el va veni lucrul acesta. Și în cele din urmă, Domnul Iisus mai face un lucru cu Petru și este important aceasta, îl învață să colaboreze cu ceilalți. Petru face o eroare acolo, în prezența Domnului Iisus, după înviere, și anume se uită la Ioan și zice, cu acesta ce va fi? Și nu e bine să ne luăm privirea de la Domnul și să ne uităm în partea cealaltă? Și Domnul Iisus spune, nu este treaba ta ce se va întâmpla cu el. Ce-ți pasă ție? Dacă eu vreau să rămână până voi veni, el spunea Domnul Iisus. Și îi spune lui Petru, tu vină după mine. Cumva ca să înțelegem ce face Domnul Iisus aici este că el vrea ca să ne lege pe fiecare direct de el și nu vrea ca să fim interconectați între noi. Știți cum era odată instalația aceea de brad veche, vorbesc de aia pe timpul Ceaușescu, era o instalație în așa fel încât dacă se ardea un bec, toate becurile erau arse, se stingeau. De ce? Pentru că erau legate în serie. Astăzi instalațiile nu mai sunt așa, sunt legate în paralel. Ce înseamnă asta? Fiecare bec este conectat direct la sursă, dacă nu se arde, toată instalația continuă să meargă. Cam asta face Domnul acolo. Încearcă să învețe cum trebuie să colaboreze. Nu-ți pasă ție ce fac eu cu Ioan, tu vină după mine. Și asta este un lucru important, Domnul îi reafirmă chemarea, dar nu numai motivația eu de Petre, mă iubești, asta este adevărata motivație, ci îi spune și vezi că va urma cruce și vezi cum colaborezi cu ceilalți, frații tăi, pentru că așa lucrarea va merge și va avea succes. Deci Petru a ajuns aici având ca și punct de plecare prea multă încredere în sine, echivalentul mândriei, mândria care a fost dintotdeauna sursa căderilor în întreaga Scriptură, de la Lucifer până la avertismentul pe care ne-l face Cuvântul lui Dumnezeu. Mândria merge înaintea căderii și ne ajută să înțelegem lucrul acesta și cumva Petru, uitându-se prea mult la el, a pierdut din vedere, de fapt, adevărata putere care ar fi putut să-l ajute să depășească elementele de cădere și el este unul dintre cei care afirmă că nu-l cunoaște pe Domnul Iisus Hristos și lepădarea aceasta a rămas în istoria creștinismului, în istoria Scripturii, Petru, unul care l-a negat pe Hristos și de la încrederea în sine a apărut această negare a Domnului Iisus Hristos, această lepădare a Domnului Iisus Hristos. Dar e și lui Iuda, până la urma urmei, dacă mă gândesc bine, el ce putem spune despre Iuda? Cum stăm cu Iuda? La Iuda ar fi mai... Da, el, deși, vedem că și el a avut un regret, cumva. Dar, vedeți, el nu a lăsat ușa deschisă pentru refacere, pentru reabilitare. El s-a dus și singur și-a pecetluit, cumva, soarta și a închis totul. Cineva spunea că diferența între Iuda și Petru este că Petru a căzut, a greșit și a cerut iertare, a așteptat ca să refacă lucrul acesta, pe când Iuda a făcut lucrul acesta, dar spune Apostolul Ioan că el mai lua din ce era al ucenicilor. Se pare că el nu făcea o singură dată lucrul ăsta. Și da, Iuda e diferit prin faptul că el nu a lăsat poartă de întoarcere. Nici el nu s-a întors și nici pe alții nu a lăsat să vină la el sau cumva n-a mai dat timp pentru asta. Da. Deci cumva ne mutăm de la cauze la în drumul acesta de reabilitare la un element care l-a surprins deja în discuția pe care am avut-o anterior și anume că trebuie să-ți dorești reabilitarea. Exact. Să-ți dorești. Da. Și
ne surprinde la ucenici că în loc să fugă de Domnul Iisus Hristos după ce au auzit că a înviat, să le fie rușine. Probabil că rușinele a fost faptul că toți au fugit, că l-au lăsat în momentele grele. Petru, cu siguranță că a spus cuvintele care le-a spus, i-a părut rău. Dar tot cu toate acestea, atunci când anunțul învierii este făcut, adus lor de către femei, vedem cel puțin în Evanghelie că ei aleargă la mormânt. Și Petru și Ioan sunt doi dintre ucenicii, unii dintre ucenicii Domnului Iisus Hristos, care aleargă la mormânt. Ce ne puteți spune despre dorința aceasta de reabilitare? Cum este văzută ea în Evanghelie? Dorința aceasta de reabilitare a ucenicilor arată cumva că ei doreau să se întoarcă la Dumnezeu. Le părea rău cumva de ceea ce s-a întâmplat. Ei au greșit, dar nu erau rău intenționați. Asta se vede la ei, pentru că aveau atitudinea copiilor. Adică Domnul i s-a arătat, a rămas uimiți, au pus mâna și ucenicii, nu doar Toma, și ucenicii când s-a arătat au probat lucrul ăsta. Și aceasta a fost motivul pentru care Domnul i-a reabilitat, sau aș putea spune, a putut să-i reabiliteze, pentru că știm că Dumnezeu nu face lucruri împotriva voinței noastre. Și dacă unii nu sunt ajutați acum, dacă venim în zilele noastre, sau spuneați și de Iuda, este pentru că nu lasă ușa aceasta deschisă a reabilitării. Vedeți, de multe ori cel rău exact așa lucrează în cei credincioși. Trăiesc o descurajare, o cădere, dar ei sunt răniți, sunt afectați și cumva se împietresc sau se potignesc. Și nu trebuie să facem lucrul acesta, dimpotrivă trebuie să avem atitudine de copil. Adică asta ne va ridica. Se întâmplă să greșești. Trebuie să lăsăm totdeauna o ușă deschisă Domnului ca să ne vorbească, să ne învețe. Și aș putea spune să facem ce a făcut Toma. Toma a zis, vreau să văd pe Domnul. Și Toma nu era doar că necredința, dar era și un fel de gelozie între credincioși. Vreau să-l văd și eu pe Domnul. Voi l-ați văzut? N-ar vrea să fie ultima apariție. Și cumva, și el se vede că avea dorință pentru Dumnezeu. De aceea și mărturisit, Domnul meu și Dumnezeul meu, atunci când l-a văzut pe Domnul Iisus. Și cumva noi trebuie să avem această dorință de îndreptare atunci când este nevoie. Asta ține și de smerenie, asta ține și de cinste, corectitudine față de noi înșine. Uneori suntem depășiți de situație, iar ucenicii putem să spunem că așa erau. Erau depășiți. Omul a înviat Domnul, asta nu s-a mai auzit, cum se poate? Și totuși erau deschiși să înțeleagă, să vadă și să experimenteze lucrul acesta. Și de aceea și Domnul a putut să lucreze și să le schimbe, să-i întărească în credință și înțelegerea, să-i facă să înțeleagă pe Domnul. Da. Deci am putea aduce spre o aplicație pentru noi faptul că depinde atunci când greșești, în greșeală depinde de ce faci cu greșeala respectivă. Exact, da. Fugi de cel căruia i-ai greșit sau te duci la cel căruia e greșit. Și aici drumul ucenicilor se despart. De fapt, vedem două grupuri de ucenici, care de fapt unul este doar unul. Și anume, îl vedem pe Iuda, care în loc să meargă la cel căruia i-a greșit să-și ceară iertare, el merge la cei care l-au ajutat să greșească, cei care l-au împins cumva să ajungă în greșeală, și regretul este față de ei și nu față de Hristos, cel pe care l-a vândut, pe când vedem pe ceilalți ucenici care unii aleargă în mod efectiv la mormânt, Petru și Ioan, da. Maria, dar alții, la alții Hristos vine, vede dorința lor, vede dorința inimii. Și atunci aici mi se pare foarte interesantă afirmația și aspectul acesta, fără dorință de reabilitare nu poți fi reabilitat. Exact. Da.
Domnul Iisus Hristos a văzut dorința inimilor, a văzut în ce stare este, erau ei. Și atunci El, în mila Lui, în dragostea Lui, El vine spre ucenici. Ce învățăm de la Domnul Iisus Hristos despre restaurarea celui greșit? Noi toți greșim și toți avem în jurul nostru oameni care greșesc. Care ar fi lecțiile pe care Domnul Iisus Hristos ni le dă din modul în care El s-a apropiat de ucenici, a lucrat cu ucenicii în această reabilitare? Da. Am putea spune că aici avem cel mai mult de învățat de la Domnul Iisus, pentru că El este Mântuitorul, Restauratorul, Salvatorul, El reabilitează și știe să facă lucrul acesta cel mai bine. Și vedem că Domnul Iisus, pentru a reabilita pe ucenici, a folosit patru metode la un moment dat, care au devenit cei patru stâlpi ai bisericii, cum sunt cunoscuți în Faptele Apostolilor 2:42, unde spune că ei stăreau în învățătura apostolilor, legătura frățească, frângerea pâinii și rugăciuni. Cu cei doi ucenici care mergeau către Emaus, Domnul Iisus, pentru a-i reabilita, a folosit exact acești stâlpi, dacă aș putea să spun. Prima dată, Domnul Iisus le-a explicat din Scripturi tot ce trebuia să sufere Hristosul, tot ce era cu privire la El, și vedem că lucrul ăsta le-a eliberat mintea ucenicilor. Atunci când nu stai în Cuvântul lui Dumnezeu să-L înțelegi, să-L explici, Domnul Iisus îi mustră la început puțin și zice: o, zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce a spus Scriptura despre Hristos. Și când stai în Cuvântul lui Dumnezeu, lucrul ăsta te face să înțelegi ce se întâmplă și împrejurarea. De asemenea, Domnul Iisus a stat în legătură frățească cu ei. Cei doi ucenici, la un moment dat, Domnul s-a făcut că vrea să meargă mai departe și ei l-au invitat. Și a stat în părtășie cu ei Domnul Iisus, apoi a frânt pâinea și s-a rugat împreună cu ei. Și ce vedem aici este că acestea sunt mijloacele prin care Domnul Iisus a reabilitat pe ucenici, le-a întărit credința. De asemenea, la Petru sau pentru alții a folosit alte modalități, și anume lui Petru i-a restabilit motivația, dragostea. Se pare că Petru într-adevăr era motivat de putere, de tărie, el era așa o atitudine cuceritoare, și Domnul Iisus cumva l-a reabilitat și i-a zis: nu puterea este motivația, ci dragostea. Mă iubești mai mult decât toți aceștia? Paște mielușii mei. Și reabilitarea motivației a fost un mod în care Dumnezeu l-a ridicat pe Petru. De asemenea, i-a definit chemarea, și anume, chemarea era să păstorească. Petru trebuia să păstorească oile Domnului, mielușeii, oițele. Și cumva, vedeți, exact trimiterea pe care Domnul Iisus a dat-o ucenicilor: duceți-vă și faceți ucenici. A face ucenici are în vedere păstorirea celor pe care îi câștigăm la Domnul. Să învățăm să păzească tot ce a poruncit Domnul. Și chemarea noastră este aceasta, de a păstori cumva, de a uciniciza. Și de asemenea a restabilit și prioritatea lucrării. Este important de observat și lucrul acesta. Domnul Iisus îi spune lui Petru: mă iubești mai mult decât toți aceștia? Și Petru i-a zis: da, Doamne, știi că te iubesc. Paște mielușii mei. Cu alte cuvinte, prioritatea în lucrare sunt mielușii. Mielușii sunt cei noi convertiți, cei din tâi care vin la Domnul. Și am putea să spune că ei sunt cei mai vulnerabili, dar sunt și cei mai învățabili. De aceea, ca și prioritate în lucrare, sunt ei, cei noi convertiți, mielușii. Apoi vorbește despre oițele Domnului. Acum, eu i-am asemăit cu slujitorii. Oițele, cele care nasc. Slujitorii sunt cei care aduc suflete în lucrarea lui Dumnezeu. Și cumva Domnul Iisus zice lui Petru: paște oițele mele. La un moment dat, Domnul Iisus, în altă împrejurare, îi spune: după ce te vei întoarce, să întărești pe frații tăi. Și cumva în lucrare, să știți, cei mai importanți sunt cei care se întorc de curând la Domnul. Trebuie să păstoriți, trebuie să ajutați, sprijiniți. Dar de asemenea și slujitorii trebuie să sprijiniți. Ei sunt expuși, ei hrănesc pe ceilalți și adesea sunt istoviți și de aceea au nevoie de sprijin. Și în cele din urmă Domnul Iisus spune să pască oile lui. Asta arată că toți credincioșii sunt importanți. Domnul a murit pentru toți și niciunul nu este lipsit de importanță. Domnul Iisus folosi metodele acestea,
sunt și alte feluri în care Domnul Iisus procedează, dar în mod deosebit asta este în evidență cazurile noastre. Deci, cumva, Domnul Iisus Hristos nu aduce reproșul celui greșit, ci din contră aduce soluții pentru greșeala lor, soluții care cumva îi ridică din greșeala lor, aceste soluții care sunt realmente funcționale și au funcționat pentru cenici și ei au fost ridicați din greșelile lor. Interesant dialogul acesta cu dintre Domnul Iisus Hristos și Petru. Aici vedem cum Domnul nu a început: Petre, ce ai făcut? S-am spus, am avut dreptate. Și interesant este că adeseori noi când ne confruntăm cu persoane care ne greșesc și mai ales când le-am spus că vor greși, tendința noastră este ca să venim să spunem: uite, vezi, am avut dreptate. Și în felul acesta să-i apostrofăm pentru greșeala lor, indirect, și ei să înțeleagă: vezi, trebuie să ascult pe viitor pentru că am avut dreptate. Nici un alt mod de felul acesta nu este lăsat să se înțeleagă din Evanghelie, ci din contră deschiderea pe care Domnul Iisus Hristos o are față de cel greșit este remarcat aici, faptul că îl primește, îl invită la masă. Nu zice: Petre, Petre, da, mănâncă tu, că uite, vrem să discutăm acum ceva foarte, foarte important, dar mai întâi mănâncă, că după aia vorbim. Și e interesant stilul acesta al Domnului Iisus Hristos pe care îl aplică aici la ucenicii lui și acest lucru este extrem de important. Vreau să discutăm puțin cum am aplicat aceste lucruri. Am văzut din partea aceasta istorică că sunt învățături care rămân valabile pentru noi, dar dacă ne gândim astăzi la biserică care sărbătorește un Hristos care este viu, biserica este adunată în jurul unui Hristos care este viu. Și învierea nu exclude conceptul acesta de reabilitare, ci din contră îl sublinează mai mult. Odată ce ai fost la cruce, odată ce ai trecut cu Domnul Iisus Hristos prin încercări, prin moarte, chiar dacă ai greșit în momentele în care ar fi trebuit să te comporți altcumva, învierea e cumva speranța, pune în lumină speranța aceasta reabilitării. Ce putem învăța noi ca și biserică despre lucrul acesta? Eu aș spune că în urma ceea ce vedem la Domnul Iisus că a făcut cu ucenicii, trebuie să învățăm mai mult să umblăm în pacea lui Hristos. La un moment dat spune în Scriptură: căutați pacea, urmăriți pacea. Iisus, când s-a arătat ucenicilor, a zis: pace vouă. Dar este interesant ceea ce vedem, este că ucenicii aceia toți se lepădase de Domnul într-un fel și Domnul Iisus, când se apropie de ei, le zice: pace vouă. Adică trebuie să urmărim pacea și atunci când lucrurile nu merg chiar așa cum ar trebui, să oferim pace, să încurajăm, să dăm timp ca cuvântul lui Dumnezeu să lucreze sau harul lui Dumnezeu să ridice. De asemenea, să ne gândim la ceea ce a făcut Domnul Iisus, și anume a folosit, care mai târziu a devenit stâlpii bisericii, și anume cuvântul lui Dumnezeu. Le-a explicat cuvântul, le-a deschis mintea să înțeleagă. Cuvântul lui Dumnezeu, atunci când este cercetat, eliberează mintea. Mintea nu mai este blocată pe un eveniment negativ, neînțeles, sau care a fost așa o durere pentru cineva. Părtășia de asemenea este importantă pentru că încălzește inima. Odată cineva mărturisea, un păstor spune că era cu soția lui și a făcut vizită unei surori care era foarte necăjită cu soțul. Ea avea și copii și era chiar în pragul despărțirii și problema era că ea nu mai rezista, nu mai suporta și păstorul încerca din răsputere împreună cu soția să reabiliteze această soră credincioasă și spune că el a încercat cu tot ce a putut, scriptură, motivație și exemple pe care le știa,
În timp ce el explica acestei surori, soția lui îi ținea mâna în mâna ei a surorii respective și o mângâia așa cumva. În final, după ședința, întâlnirea aceasta, vizita aceasta, femeia a fost reabilitată, a fost câștigată și ea, într-adevăr, și-a refăcut familia, și-au trecut câteva luni bune și totul a fost din nou stabil. Acum pastorul era oarecum curios să vadă, doamne, ce a reușit din tot ce a făcut el atunci în vizita aceea, și a întrebat-o pe ea și i-a spus, ce anume te-a convins în seara aceea când am stat de vorbă împreună cu soția? Ce te-a făcut să rămâi? Și răspunsul ei a fost puțin dezarmant pentru el, pentru că ea i-a spus așa, soția dumneavoastră în timp ce vorbeați mi-a luat mâna și ce mă mângâia. Și zice, lucrul acesta m-a făcut să mai merg încă o milă, să continui, să mai dau o șansă. Și vedeți cât de important este căldura părtășiei, adică cea care te face să deschide ochii, să vezi lucrurile altfel. Chiar și ucenicii care mergeau spre Emaus spunea, nu ne arde inima noi când ne vorbea Domnul Iisus, și Domnul Iisus era cu ei în părtășie și lua cina Domnului. De asemenea, rugăciunea este importantă. Trebuie să căutăm mereu să strigăm la Dumnezeu. Trebuie să căutăm mereu fața Lui. Dacă vom striga la El, în Luca 18 spune că Dumnezeu va răspunde în cele din urmă, și de aceea este important să facem lucrul acesta. Și îndemnurile pe care le dă Domnul Iisus cred că sunt foarte importante pentru noi astăzi. Paște, milușirii mei, în momentele dificile din viață, noi trebuie să avem grijă de mielușeii Domnului, adică cei care sunt noi pe cale, cei care s-au întors de curând. Ei nu au discernământ, sunt adesea cei mai ispitiți și este important să avem grijă. Vedem cu Domnul Iisus în grijă de toți ucenicii mielușeii Lui și îi reabilitează pe fiecare. Ei creșiseră față de ei, cumva, de El, dar El s-a dus spre ei și cu răbdare, cu și pe Toma și cei doi ucenici spre Emaus, pe toți, i-a reabilitat și s-a îngrijit de fiecare. Și de asemenea să sprijinim pe lucrători, aici spune paște oițele mele, să ne gândim că cei care slujesc sunt foarte importanți. Domnul Iisus îi îngrijește pe ei pentru că ei vor duce, avea să ducă lucrarea mai departe, lucrarea bisericii, și lucrul ăsta trebuie să îl facem și noi, da, printre altele. Interesant este că aplic cumva apostolul Pavel la biserică în epistola către Galateni, în capitolul 6, aplică cumva principiul acesta al reabilitării. Biserica trebuie să fie un loc al reabilitării, da, și nu trebuie să fie un loc al judecății doar. Judecata aia aparține și condamnarea finală e a lui Dumnezeu. Noi, încă cât suntem pe pământul acesta, trebuie să ne ajutăm unii pe alții ca să ne ridicăm din greșelile pe care le avem, în așa fel încât viața noastră să fie schimbată, să intre pe un alt făgaș, și de aia ne-a pus Dumnezeu unii împreună cu alții. Și interesant este, Galateni 6 spune textul aici, fraților, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi care sunteți duhovnicești, ce să faceți? Să ridicați cu duhul blândeții și ia seama la tine însuți ca să nu fii ispitit și tu. Ce am putea desprinde de aici? Am văzut ceea ce ne-a spus Domnul Iisus Hristos prin acțiunile Lui față de ucenici. Vedeam acum ce ne spune Apostolul Pavel prin învățătura pe care o dă bisericii. Potrivit cu textul ăsta, cam ce trebuie să, de ce ar trebui să ținem cont în reabilitare? Da, Apostolul Pavel spune că trebuie să reabilităm cu duhul blândeții și să luăm seama să nu fim ispitiți și noi. Asta ne arată că noi trebuie să dăm timp sufletelor să se ridice. Lucrul ăsta nu se întâmplă rațional, ci de multe ori este nevoie de o conștientizare, este nevoie să mai mergem cu o milă. Blândețea aceasta face referire și la dragoste. Atunci când acționezi cu blândețe față de cineva, este dovada dragostei față de cineva. Și cu cât ai mai multă blândețe față de cineva, omul acela se simte iubit. De ce face el așa? Și asta poate să fie un argument în plus că merită să iau seama, merită să mă gândesc încă o dată la ceea ce spune. Și de multe ori asta este ceea ce, cum să spun, ce lipsește, și anume răbdarea. Nu dăm timp.
nu dăm timp și de asemenea nici nu investim lucruri, adică trebuie să continuăm să facem binele, chiar dacă o relație, să zicem, este deficitară sau undeva este o problemă. Vedem pe Domnul Iisus că El își continuă lucrarea aproape nestingherit de ceea ce au făcut ucenicii, bineînțeles, El știa că trebuie să-i reabiliteze și știa că trebuie să puncteze anumite lucruri în viața lor, dar Domnul Iisus invită la masă, îi ajută să pescuiască în seara aceea cu Petru, da? Și ajutorul lui este necondiționat, îi sprijinește. Și știa că ei trebuie să îndreptat și ei s-au îndreptat. Dar același lucru trebuie să-l facem și noi. Nu trebuie să lăsăm pânzele jos atunci când se întâmplă ceva, ci din potrivă, mai mergem înainte, dăm timp și Domnul va lucra. Trebuie să cumva și să împlinim așteptările celorlalți. Vedem pe Domnul Iisus cum împlinește așteptarea lui Toma. Adesea se predică foarte mult despre Toma în Duminica Tomei și se spune că a fost o cerință puțin pretențioasă și așa. Deci ceilalți experimentase exact ceea ce reușea el, dar Toma cumva îl dorea pe Domnul, îl voia pe Domnul și Domnul nu se oprește să-i dovedească tot ce este adevărat. Trebuie să ne temem că Dumnezeu în fața adevărului nu va pica niciodată testul, pentru că este real. Vrei să încerci? Vino și pune mâna în coasta mea. Ideea este că noi trebuie să credem și dacă n-am văzut. Asta spune Domnul Iisus. Pentru că ucenicii aveau ca pe viitor să vestească Evanghelia și oamenii trebuiau să creadă ca ei să poată fi mântuiți. Deci blândețea ar fi un aspect foarte important. Duhul acesta blând, adică să nu fii mânios pe el, ci să tratezi cu blândețe. Această blândețe care înseamnă autocontrol, de obicei păcatul ne intrigă, greșeala celuilalt ne intrigă și această intrigare ne face să ne comportăm într-un mod nu foarte potrivit cu celălalt, să ne năpustim asupra lui, vorbele noastre să fie dure, să fim plini de mânie, să zic, față de celălalt. Și cu toate acestea, Pavel aici, apostolul, ne cheamă la să avem un duh blând și liniștit, să ridicăm. Deci, interesant relația aceasta între duh blând și ridicare. Cu duhul blândeții. Aceste două lucruri parcă merg mână-mână și mi-a plăcut ce a spus. Mai trebuie să mai vedem încă o parte. Nu doar ești chemat să ridici, dar ești chemat să veghezi. Veghează asupra ta. Ia seama la tine însuți. Nu crede nicio clipă că tu vei fi imun la una dintre greșelile pe care le vezi la celălalt, ci din contră, veghează, fii veghetor asupra ta, ca să nu fii ispitit și tu. Acum, aș vrea să merg într-o latură puțin mai și mai specifică. Am plecat din Evanghelie, am ajuns la biserică, vedem biserica cum este chemată să-L urmeze pe Cel Înviat, făcând acea slujbă de ridicare, de reabilitare a celor care greșesc. Aș vrea să vă întreb dacă în experiența pastorală ați avut de a face cu oameni care au greșit și dacă a trebuit să-i ridicați. Și cum s-a întâmplat lucrul acesta? Da. În lucrarea... în măsura în care puteți să ne spuneți, fără detalii foarte multe, dar sigur, câțiva pași care pot să fie transmis și celorlalți. Da. Deci în lucrarea pastorală, inevitabil aș spune lucrul ăsta, pentru că se întâmplă adesea, însă cel mai bun lucru este să continui să slujești și să ajuți pe oameni. Dacă este o persoană care, să zicem, e supărată pe tine sau consideră că e greșit cu ceva, continuă să slujești, continuă să ai aceeași atitudine pe care ai avut-o până atunci. E clar că nu te simți bine atunci când cineva reacționează față de tine sau așa. Chiar de curând am avut o experiență care o persoană care de mult mai venea la adunare, din mai multe considerente, să spune, și după mai mult timp, chiar de curând s-a întâmplat, a venit la adunare și a zis: Florin, m-a simțit ca acasă.
Și eu m-am rugat, numai Dumnezeu știe, pentru persoana respectivă, și m-am rugat să revin, am încercat să vorbesc și altă dată cu ea. Este interesant de observat că de multe ori, până când Dumnezeu nu lucrează, noi trebuie să așteptăm timpul acela. Lucrurile se poate că nu se întâmplă. Dar dacă eu continui să mă rog pentru persoana aceea, să vorbesc cu ea și să o tratez cu dragoste, cu dragoste, și să nu țin seama, efectiv, să las deoparte dacă a fost ceva în neregulă, când faci lucrurile acestea, atunci e șansă ca persoana respectivă să se întoarcă, să revină. Da, eu cred că oamenii își dau singur seama când greșesc, numai tu trebuie să le dai timp să facă lucrul ăsta și, bineînțeles, dacă eu am greșit, eu trebuie să-mi cer iertare. Este nevoie de smerenie aceasta în cazul nostru, nu la Domnul Iisus, dar în cazul nostru este, noi trebuie să zicem, îmi pare rău sau te rog să mă ierți, dar în toate acestea este nevoie de răbdare, în primul rând, aș spune, de blândețe, cum ați subliniat, și este nevoie de continuitate. Trebuie să, lucrarea lui Dumnezeu nu trebuie să se oprească în micile fricțiuni care apar, sau mici sau mai mari, ci noi trebuie să facem lucrul acesta dacă îl iubim pe Dumnezeu, cum spunea Domnul Iisus lui Petru, ce mă iubești mai mult decât aceștia, și dacă îl iubim, atunci trebuie să facem lucrul acesta. Și asta cred că este unul din punctul de susținere a credinței, și anume, din dragoste pentru Dumnezeu trebuie să facem lucrul ăsta. Atât eu, cât și ceilalți, și atunci când oamenii înțeleg asta, atunci ei ajung să Am vorbit în mod practic despre cel care îl ajută pe cel care a greșit, dar avem doar 2-3 minute. Ce fac când eu sunt greșitul? Ce ar trebui eu să fac când eu greșesc? Am înțeles ce ar trebui să facă alții când eu greșesc. Da. Am văzut și în Sfânta Scriptură, am spus și prin exemple practice, v-ați rugat pentru persoana respectivă, ați creat o atmosferă deschisă pentru că oricând să se poată întoarce, biserica era deschisă, nu au fost aspecte care bloca procesul de întoarcere. Când eu greșesc, ce ar trebui să fac? E clar, Domnul Iisus spune, trebuie să duci și iertare, trebuie să găsești contextul acesta. Aș spune că e bine când greșești să nu o faci așa spectacular, că sunt unii care vai de față cu alții sau în public. Aș merge la direcția prima dată și ar trebui, în primul rând, persoanei respective să-i spui. Persoana aceea să simtă bun simț, cinstea ta. Și în sensul acesta, aș spune că unii zic că, domnule, când greșești, cel mai corect este, vrei, te rog să mă ierți? Am citit într-o carte formula aceasta, că dacă pui cu întrebare, este mai potrivit, este mai bine, ajuți ca persoana aceea să te poată ierta. Domnul Iisus spune că dacă fratele tău zice, îmi pare rău, să-l ierți, spune. Aș spune că nu este important cuvintele pe care le folosești, dar important este atitudinea inimii, să mergi și să spui persoanei respective că ai greșit. De asemenea, vreau să menționez la capitolul acesta că unii zic, domnule, m-aș duce, dar dacă nu mă iartă, ce fac? Dacă tu ți-ai făcut partea, tu ești deslegat înaintea Domnului. Poate unii zic, nu te iert, să zicem, cazuri extreme. Nu crezi că ești legat de treaba asta, ci tu dacă ți-ai cert iertare, te-ai dus la El, atunci tu ți-ai făcut partea aceea și Dumnezeu poate să reabiliteze. Și cred că împăcarea ține foarte mult de atitudinea inimii. Este vorba de comportament în general. Când ai greșit față de cineva, se vede felul cum te porți față de el. Adică îi cauți prezența, nu le viți, cauți contextul potrivit să-i zici, îmi pare rău, și vrei să continui relația. Iar lucrul ăsta se simte, lucrul ăsta se vede, și asta contribuie cel mai mult la refacerea unei relații care a fost pierdută. Și asta trebuie să faci. Nu trebuie să nu fim mândri, adică să ținem așa la orgoliu, cum să zice, ci din potrivă noi trebuie să fim gata să recunoaștem atunci când am greșit, și ideea este să ne gândim la onoarea lui Dumnezeu, la cinstea, la numele lui Dumnezeu, și pentru asta trebuie să facem toate lucrurile acestea, ca să continue, pentru că la mijloc este vorba despre lucrarea lui Dumnezeu, despre prestigiul împărăției lui Dumnezeu, dacă aș putea să spun, mărturia lui Dumnezeu în lume. Da, mulțumesc mult pentru că ați fost în această zi împreună cu noi la emisiunea aceasta, și
Mulțumim pentru ceea ce ne-ați ghidat prin cuvânt, e cuvântul lui Dumnezeu, și pentru dumneavoastră, cei care ne-ați urmărit, vă aduc aminte că învierea lasă loc și pentru greșeli. Asta e, pe de-o parte, o veste bucurătoare. Nu încurajează greșeala, ci învierea este istoria care ne spune că sunt oameni care greșesc. Fie că ești în postura celui greșit, fie că ești în postura celui care vezi pe cel care a greșit, învierea aduce o speranță și ne învață că chiar față de cele mai mari greșeli ale noastre, Dumnezeu are soluție. Și așa cum l-a ridicat pe Petru din trădarea lui, așa cum l-a ajutat pe Toma să treacă peste îndoiala lui, așa cum i-a ajutat pe ucenici să-și depășească frica și să își recapete credința, încrederea în Iisus Hristos, această sărbătoare și acest Hristos care a înviat ne poate ajuta pe fiecare dintre noi să înțelegem că El ne poate primi și ne poate ajuta să ne schimbăm viața, ne ridică din greșeli și ne ajută să putem să trăim o viață frumoasă pentru Dumnezeu. De aceea vă doresc din toată inima să aveți parte de o viață frumoasă și binecuvântată de Dumnezeu și El să ne ajute pe toți să putem să fim oameni care, într-o lume a greșelilor, să căutăm soluțiile lui Dumnezeu pentru a rezolva greșelile prin care am trecut. Vă doresc tuturor o seară bună!